Dimineața tuturor, este iarăși vineri dimineață, orele 10 și noi vă invităm la următoarea discuție despre transformarea digitală a Republicii Moldova. Numele meu este Victor, reprezint IPRE, Institutul pentru Politici și Reforme Europene din Republica Moldova. Sunt expert politici de transformare digitală și vă reamintim că noi împreună cu Agenția de Guvernare Electronică a Republicii Moldova, Privers.eu, Radu, mersi tare mult, și instituțiile de stat care sunt responsabile de transformare digitală în Republica Moldova, organizăm seria de discuții Moldova Digitală. Deocamdată noi am planificat-o până la sfârșitul anului 2022, dar noi vrem să o transformăm într-o discuție sistemică, săptămânală, să deprindem ascultătorii interesați de subiectul de transformare digitală cu acest format de discuții interactiv. Și astăzi noi vom discuta. Avem a patra discuție. Prima a fost cu domnul vicepremier Țorcanu, a doua cu doamna director AG, Agenția de Guvernare Electronică Olga Tumuruc, domnul Mircea Ieșanu, directorul ASP. Intenționat am selectat aceste instituții și astăzi discutăm cu a patra instituție responsabilă direct de tot ce înseamnă transformare digitală pe un subiect special. Vreau să salut pe domnul Gheorghe Pantaz, directorul STISC, Serviciul Tehnologia Informației și Securitate Cibernetică. Înainte de a începe discuția, vreau să vă spun sau să reamintesc că aceste discuții publice sunt organizate în cadrul proiectului Creșterea rolului centrelor de cercetare în sprijinirea efortului național de integrare europeană a Republicii Moldova. Și este important de menționat acest lucru pentru că noi suntem în plin proces de ajustarea legislației și reforma integrării europeană și tot ce înseamnă digital, de fapt, ajută foarte mult în acest aspect. Se numește proiectul Think Tanks for EU Membership, implementat de IPRE, în parteneriat cu Agenția de Guvernare Electronică, Privers.eu, realizat cu susținerea fundațiilor pentru o societate deschisă. Bună dimineața, domnule director! Bună dimineața, vă salut! Vă mulțumim că ați găsit timp vineri. Știm că agenda dumneavoastră este super încărcată. Dumneavoastră nu sunteți doar o instituție tehnologică, dumneavoastră de fapt interacționați cu toate instituțiile statului. Și prima întrebare generică, vrem să păstrăm această discuție interactivă, care o adresez imediat, dar înainte de asta vreau să vă spun că noi suntem live pe Privers.eu, pe pagina Facebook a STISC, a serviciului respectiv despre care discutăm astăzi, Tehnologia Informației și Securitatea Cibernetică, pe pagina Agenției de Guvernare Electronică, pe pagina IPRE, acolo unde puteți adresa întrebări. Dar vedeți acolo jos, că fuge așa o burtieră, cum spune Radu de la Privers.eu, este un site menti.com, foarte simplu, 5litere.com și un cod. Dacă dumneavoastră o să deschideți site-ul corespunzător, este super simplu, din oricare device îl aveți, și introduceți codul, o să vedeți fotografia domnului Pantaz și posibilitatea să adresați oricare întrebare, opinie. Poate aveți o părere, poate aveți o, nu știu, invitație spre o cooperare sau poate vreți să explicați ceva. Deci puteți face acest lucru acolo sau pe pagina IPRE. Domnule director, începem de milocit discuția, vrem să o păstrăm cât mai prietenoasă, interactivă. Spuneți-ne, vă rog, ce face STISC, ce reprezintă STISC, unde încep funcționalitățile instituției pe care dumneavoastră o conduceți, unde ea finalizează, ce trebuie să aștepte cetățenii Republicii Moldova din diverse perspective, sau ele în calitate privată sau antreprenor sau funcționar și ce nu trebuie să aștepte. Unde finalizează responsabilitățile STISC-ului? Este foarte important de acest lucru de menționat. Și spuneți-ne, vă rog, care este rolul STISC în acest ecosistem de transformare digital pe care îl coordonează domnul vicepremier Iurie Țorcanu. Domnule director? Da, vă mulțumesc mult, domnul Guzun. Într-adevăr, STISC, în tot acest proces de digitalizare, are un rol cheie, fiind operatorul tehnic-tehnologic al guvernului, unicul furnizor de servicii internet, intranet, transport securizat, unicul furnizor de și gestionar al centrelor de date guvernamentale, posesor la platforma tehnologică guvernamental comună în cloud, administrator la platformele și sistemele tehnologice comune dezvoltate de Agenția de Guvernare Electronică, care a spus că, de fapt, noi, în comun cu Agenția de Guvernare Electronică, creăm acel ansamblu care venim să dăm suport autorităților și cetățenilor în procesul de digitalizare și utilizarea a serviciilor publice. Totodată suntem prestatori de servicii de certificare, un element absolut cheie în ce ține de identitatea electronică.
Adică, de fapt, aceasta reprezintă buletinul electronic în spațiu virtual, fără de care nu ai cum să te identifici în mediul online și nu ai cum să interacționezi cu sistemul informațional. Totodată, pe lângă acest proces, evident, nu putem să vorbim de un serviciu electronic digital fără a vorbi despre elemente de securitate. Și, evident, pe lângă acest lucru, suntem și desemnați în conformitate cu strategia națională de securitate informațională aprobată de hotărârea Parlamentului, în calitate de centru guvernamental de reacție la incidente de securitate cibernetică. Aici este foarte important să înțelegem că doar vorbim de sectorul guvernamental, fiindcă cel privat, evident, este puțin separat și probabil o să atingem o subiectivitate pe parcurs. Da, vă mulțumesc. Da, vă rog. Vă rog. În linii generale, cam asta sunt elementele și pilonii de bază pe care STIS se bazează. Evident, pe lângă tot procesul dat, STIS prestează și asigură funcționarea la mai multe platforme guvernamentale, cât și sisteme cheie ce ține de activitatea în general a sistemelor informaționale, cum ar fi același domeniu .md, adică top level domain, care în proces este în gestiunea noastră și avem rolul de registrator național. Anume, acest lucru, de fapt, ne permite să putem avea o vizibilitate clară absolut tot ce se întâmplă asupra sistemelor informaționale guvernamentale, atât din Moldova, cât și cele care, de fapt, utilizează serviciile internet ale STISC pentru accesarea serviciilor din afara țării. Domnule director, deci ca să concluzionăm pe scurt. Deci, dumneavoastră vă ocupați de tot ce înseamnă baze de date. Le păstrăm asta dumneavoastră, aveți grijă de ele că le fie în siguranță, funcționale, 24/7. Absolut. Și răspundeți la eventualele situații de criză dacă ele sunt atacate, da? De exemplu, aceste atacuri DDoS care au fost masive acum câteva săptămâni. Absolut. Comunicatul dumneavoastră. Dumneavoastră vă ocupați foarte pe scurt așa de tot ce înseamnă identitate electronică. Și să fie clar, chiar dacă o să atingem subiectul ăsta un pic mai târziu, dar să fie foarte clar, chiar dacă cetățeanul deține un certificat de semnătură digitală, autenticare semnătură digitală de la, nu știu, Orange sau Molcel sau ASP sau dumneavoastră, oricum dumneavoastră sunteți responsabili funcționarea lor și oricum dumneavoastră certificați această semnătură digitală. Corect, absolut, am înțeles? Absolut. Noi suntem unicul centru de certificare al guvernului. Probabil asta nu este, n-ar fi o laudă că suntem unicul, dar deci, așa, din punct de vedere a statului, într-adevăr, este o strategie și este absolut o decizie corectă. Cu regret nu avem pe segmentul privat acest lucru, dar noi, ca STIS, începând din anul, probabil din 2011, când s-a început o revizuire conceptuală a modelului ce ține semnătura electronică, în 2011 semnătura costa circa 1000 de lei, vă dați seama, acum este mult mai accesibilă și am încercat să venim să fortificăm prin diferite instrumente. Și inclusiv, cum ați menționat, prin Orange Molcel, când s-a primit în 2012 semnătura mobilă, apropo, model împrumutat din bună experiență de la țările Baltice, Estonia, cum ar fi, și ulterior buletinul electronic și, evident, semnătura tradițională PSIC, care până acum toți, de fapt, o utilizează, inclusiv crescând valabilitatea certificatului de la un an la 5 ani, lucru care a fost făcut anul trecut, la finele anului trecut, de fapt. Da, noi discutăm aspectul ăsta și al treilea element, asta a spus despre securitate cibernetică. Deci dumneavoastră sunteți centru sau instituția de stat responsabilă dacă se întâmplă un atac cibernetic sau dacă există cineva vrea să, nu știu, atace infrastructura critică, noi să discutăm subiectul ăsta, dar și totodată probabil ne-ați setați niște reguli de igienă cibernetică de bază în mod special, cum dumneavoastră ați spus, pentru sectorul guvernamental în mod special. Mai puțin pentru cel privat. Puteți comentați acest ultim aspect? Absolut, absolut. Tot ce ține de centru de răspundere la incidente cibernetice, evident, cum am menționat, avem o acoperire strict legată de sectorul guvernamental, de autorități publice centrale. Evident, acest lucru, noi ca STIS, că avem mai multe roluri, unul pe de o parte fiind furnizor de servicii internet, cum am menționat, pe de altă parte fiind rolul de CERT, cel care asigură răspunsul la incidente cibernetice. Evident, rolul nostru este foarte bine punctat pe acest segment. Noi venim cu acele recomandări, noi venim cu acele bune practici de a securiza și a implementa politici de securitate pe segmentul dat. Cu regret, noi nu avem capacitatea și nu avem posibilitatea, inclusiv legală, de a interveni și a avea o acoperire pe sectorul privat. Fiindcă acest lucru este puțin separat și probabil o să venim cu detalii puțin mai târziu când o să abordăm subiecte ce ține de modelul de
guvernanță la segmentul de securitate cibernetică, fiindcă aici ar fi puțin diferit totuși lucrurile. Domn director, eu propun ca noi să nu, nu avem niște întrebări generice și așteptăm întrebări la cei care ne urmăresc, dar eu propun să nu încercăm să găsim undeva răspuns încolo, ci nemirnicit să discutăm. Haideți să discutăm primul aspect, care ține nemirnicit de securitate cibernetică, pentru că, de fapt, eu mai vorbesc destul de des cu oameni despre acest, despre tot ce înseamnă transformare digitală și de obicei când întrebăm securitate cibernetică, toată lumea se referă anume la STISC. Atât. That's it. Cel mai important lucru este, și mine asta mă miră foarte mult, este că ei nu se întreabă dar ce fac ei din punct de vedere personal sau instituțional pentru a-ți proteja din punct de vedere cibernetic. Începând de la, nu știu, ce fel de calculatoare folosesc, ce fel de telefoane folosesc, ce fel de soft folosesc, ce fel de internet folosesc, ce fel de poște, mail folosesc, unde își păstrează documentele în cloud, își fac sau nu își fac copii, sau dacă se duce, scuzați că eu vă spun chestia asta, dar știți că asta este realitatea, dacă se duce șeful de departament X, și mai ales dacă el e supărat, se duce cu calculatorul, cu toate bazele de date ale ministerului. S-au mai întâmplat așa elemente, că în general ele au fost pierdute, eu știu un caz recent, nu vreau să dau numele, un funcționar de stat, datorită faptului că calculatorul a ars, ceva s-a întâmplat cu el, a pierdut foarte, foarte multe informații. Puneți-ne, vă rog, pe această dimensiune. Care este protocolul de activitate dacă se întâmplă câteva situații? Haideți să facem așa un fel de simulare. Da? Deci primul este un caz de forță majoră. Admitem că, nu știu, o putere străină, X, a atacat sistemul de, hai să spunem așa, de semafoare în orașul Chișinău, da? Infrastructură critică și toate luminile la semafoarele din Chișinău sunt pe roșu sau pe roșu încă nu e atât de mare problemă, dacă toți se opresc. Dar toate sunt pe verde. Imaginați-vă că imediat se fac foarte multe accidente. Deci asta este un atac la infrastructura critică, care este protocolul. A doua situație, mai simplă, dar totuși este super importantă, un atac masiv împotriva unui minister sau unei baze de date guvernamentale, spre exemplu, registrul populației sau registrul cadastral sau nu știu, autoturismilor și polițiștii nu au posibilitatea să controleze nimeni și bazele de date. Și a treia, haideți o situație simplă. Un om de afaceri, cineva i-a furat bazele de date și cere răscumpărare pentru el. Care este protocolul de activitate pe aceste trei dimensiuni? Mi se pare relevant această întrebare cu aceste trei subdiviziuni pentru cei care ne ascultă. Domnule director? Da, ok. Asta încercăm să mergem punctată exact pe cele trei subiecte. Când ne referim dacă să simulăm un atac care ar avea loc asupra infrastructurii de semafoare din municipiul Chișinău, evident acest lucru se întâmplă puțin în afara rețelei guvernamentale, de iar noi, în calitate de centru de răspuns la incidente, evident, acel deținător de acea infrastructură, în primul rând, are obligația de a seseza centrul de răspuns la incidente despre acest incident. Evident, noi, la rândul său, urmărim toate evenimentele care se întâmplă în acea perioadă, ce se întâmplă, care sunt trendurile, care sunt devierile de la normalitate și imediat venim cu acel răspuns ce măsură urmează să fie întreprins acest lucru. În cazul în care acest lucru are loc și se petrece prin intermediul rețelei guvernamentale, evident, noi fiind totodată și gestionarea acestei infrastructuri, atunci noi intervenim proactiv la acest element sau aceste amenințări care au loc și blocăm aceste acțiuni. În cazul în care se utilizează alți operatori, cum ar fi Moltelecom, Orange sau altceva, pentru conectivitate la această infrastructură, evident, noi avem contacte foarte strânse cu aceste autorități, cu aceste prestatori de servicii de comunicații electronice și intervenim la direct, ocolind pe alocuri acele protocoale scrise, adică oficializări, ci sunt descrisori oficiale. Ele, într-adevăr, lucrurile acestea merg ulterior, are loc partea documentare, are loc partea de capturarea tuturor evenimentelor ce are loc și sesizarea organului de aplicare a legii. Fiindcă STISC este foarte important să înțelegem că STISC nu este acel organ de aplicare a legii, nu este acel organ care se ocupă cu investigația de crime cibernetice. Noi suntem cei care intervenim, care aplicăm politici, care emitem recomandări și care suntem cei care asigurăm suportul tehnic la necesitate. Pentru că multă lume, de fapt, când vorbim de cibernetică, confundă anumite lucruri și crede că aceste acțiuni este responsabilă o singură entitate, adică STIS. Însă, de fapt, acesta reprezintă o preocupare colectivă. Cum ați menționat acel lucru ce ține de atacarea bazelor de date la ASP,
Evident, ASP-ul fiind în rețeaua guvernamentală, noi putem să intervenim prompt, anume blocând orice tentativă care are un caracter malițios, fie atac un DDoS, fie un atac cu o caracter de intruzie, anume exploatând anumite vulnerabilități, noi avem această capacitate și intervenim acolo pentru a bloca acest trafic malițios. Domn director, eu cer scuze, da. Explicați, vă rog, celor care ne ascult ce înseamnă atac DDoS, despre care ați vorbit, ca să fie clar. Și poate ne spuneți cât, ce tipuri de atacuri, două, trei categorii majore. Wow, în general, atacuri sunt de foarte multe feluri, evident, de ele se categorizează în câteva categorii mari. Da? Este vorba despre DDoS, care are, de fapt, o simplă destinație, dar care are un impact destul de mare, anume de a face serviciile să fie indisponibile sau o anumită infrastructură să fie indisponibilă. Acest lucru se întâmplă din mai multe rețele infectate, pe o rețea de tip botnet, care este, probabil mulți deja au cunoscut și au auzit nu o singură dată, și atunci, într-o anumit moment de tip, încep a genera trafic care, de fapt, nu au altă destinație decât a supraîncărca canalul, a supraîncărca echipamentele de telecomunicații și a supraîncărca serverul și aplicația, astfel încât aceasta să fie indisponibilă. Făcând un serviciu public indisponibil într-o anumită perioadă, evident, duce la diferite consecințe, inclusiv sistarea unor servicii de business. Dacă vorbim de partea guvernamentală, asta vine să sisteze posibilitatea de a onora niște obligațiuni față de stat sau stat față de cetățeni și, evident, generează consecințe juridice, inclusiv poate penalități și răspunderi penale pe alocuri. Domn director, pur și simplu, atacatorii, da? În cealaltă parte a firului sau în cele țări unde se află, ei suprasaturează o resursă, fie asta, nu știu, site-ul Ministerului XYZ sau unei bănci sau unui telco sau nu știu cum, de asemenea natură, cu asemenea atacuri masive încât pagina devine nefuncțională. Deci pur și simplu suprasaturează și a devenit nefuncțională și drept urmare noi nu putem folosi resursa corespunzătoare. Ok, haideți să mergem mai departe. A doua categorie care ar fi o categorie destul de mare este vorba despre atacuri care au un caracter malițios și anume au drept scop de a exploata anumite vulnerabilități a unor sisteme informaționale sau de a sparge elementele de securitate care sunt implementate la acel sistem informațional. De fapt, el vine cu scopul de a distruge datele, de a le șterge, de a le compromite, de a le schimba mai recent, fiindcă observăm o intensificare și anume o tendință de a obține acces la anumite resurse, după care să manipuleze acest lucru. De fapt, acesta are mai mult un caracter deja hibrid, care cineva o face conștient pentru a schimba anumite decizii, anumite luări de decizii la factorii de sus. Să dați un exemplu, domnul director. Elementar, să utilizați mecanisme de SQL injection, da, de exemplu, sau care este disponibil prin intermediul unei pagini web elementare, da, prin care schimbă comunicatul unui ministru, de exemplu, da? Evident, acesta are un impact social. Și el nu face, o face ca să facă să-l pună în down, ca să facă indisponibil sau să șteargă această informație, dar el intervine foarte atent și ca să nu fie observat și anume să schimbe mesajul care de fapt a fost transmis oficial către, nu știu, către cetățeni, către public în general. Asta sunt astfel de atacuri care au o menire hibridă, să o numim așa. Alte tipuri de atacuri ar fi partea și de phishing și social engineering. Probabil mulți s-au cioclit cu acest lucru. Când vorbim în general de phishing, evident aici lucrurile se întâmplă cumva destul de clasic și stabil. Astfel n-am să imaginez să menționez acest lucru, fiindcă zi de zi, de fapt, ne cioclim cu astfel de chestiuni. Și anume când transmit prin intermediul poștii electronice diferite mesaje cu un conținut așa, abstract, pe alocuri care face ca să atragă atenție, și anume prin mesaje: bună ziua, ați fost câștigătorul unei loterii sau nu știu ce. Evident, utilizatorul, neavând o cultură cibernetică în spate, un background care să poată percepe și să facă diferența dintre aceste mesaje, accesează fără a se gândi și, evident, din acest moment el devine deja victima acelui chestiuni. Fie el acolo introduce, vă rog, ați vrut ceva? Da, domn director, da, finalizați, că aici am o întrebare. Da, da. Fie el introduce acolo userul și parola pentru ca automat să, binevol, să zicem așa, transmite datele către răufăcători, fie el mai rău introduce din start deja conturile bancare, cardul bancar și devine victima unui crime informatice, anume ce ține de cardul și tot așa, de fraude bancare. Și aici este exact ceea ce discutam noi un pic mai înainte. Da, noi putem să facem tot felul de protocoale guvernamentale, nu știu de care. Dar dacă nu avem cetățeni care nu sunt pregătiți din acest punct de vedere ca să controleze
Ca să explicăm, domnul director, da, pentru cei care eventual nu s-au ciocnit de problema asta sau nu înțeleg ce este. Deci Victor Guzun, eu pot să trimit dumneavoastră, da, poate victorguzun@gmail.com este, dar Victor Guzun, nu știu, mail.ru, și foarte puțin nu-și vor da seama că de fapt într-un fel sau altul aceasta nu este adresa mea. Deci, practic, stilul meu, propozițiile le formulează în același mod, accesează, te rog frumos, asta, domnule director Pantaz. Și într-un fel sau altul, dacă nu ai o pregătire cât de cât, spui la dubii. Probabil aceasta este question mark, da? Semnul de întrebare. Să punem la dubii dacă ceva vine care nu este credibil absolut, da? Să facem un fel de check-uri. Noi programe de, cum să le zic eu, igienă cibernetică de genul ăsta, cum le facem în instituțiile guvernamentale? Nici nu întrem acum în cele private, pentru că nu e responsabilitatea noastră directă. Cetățenii care lucrează, funcționari publici, ei participă la discuții de genul ăsta, ei sunt instruiți, ei știu ce trebuie să facă, știu cum trebuie să reacționeze sau nu, domn director? Da, asta e o problemă foarte mare și ține de factor uman. Aici sunt, de fapt, mai multe probleme care se adună și au același impact. Pe de o parte, restanța este partea de, în general, de la momentul când are partea educațională, de a introduce în școli, în universități, această specialitate de securitate și igienă cibernetică, care la moment se încearcă a face, dar încă sunt foarte de mult de lucru acest lucru. Noi, și a doua moment este că fluctuația de cadre în autoritățile publice este atât de mare încât chiar nu imaginăm, este peste 30%, poate și mai mult deja. 30% vă referiți la ce? Anual pleacă 30% din angajați unei APL? Pleacă, vin, se transferă în alte poziții, se transferă în alte instituții, este foarte mare fluctuație de cadre. Chiar recent s-a organizat în 3 sesiuni, a fost în luna, sfârșit de luna mai, început de luna iunie, 3 sesiuni de instruire cu niște parteneri de dezvoltare de igienă cibernetică elementară. Au fost făcute solicitări de a participa cât mai mult să funcționari. Au participat circa 600-700 de funcționari la aceste instruiri. O parte din ei deja nu mai activează. Am mers chiar prin modelul că au fost instruirile online în 3 sesiuni, la finele fiecare sesiuni să facem niște chestionare, să înțelegem nivelul de percepere acestora. Evident, neavând un background foarte bun acest lucru și cum chiar și asimilarea acestor informații este destul de complicat. Deci ca să explicăm mai simplu, deci admitem că dumneavoastră ați instruit 1000 de oameni, da? Igienă cibernetică de bază pentru funcționari. Noi vorbim de oameni care operează cu baze de date guvernamentale, fac intercălări la instituții de stat și după un an de zile, 300 dintre ei deja nu mai sunt în sistem, ceea ce înseamnă că cei care vin în locul lor, ei nu sunt instruiți deja. Exact, trebuie școlarizați din nou, dar asta este o problemă. Deci acest lucru s-a ridicat la nivel destul de înalt, am avut o discuție, de fapt nouă discuții, câteva discuții pe aceste bine cu domnul vicepremier Țurcanu, au fost purtate discuții cu careva parteneri de dezvoltare. Este un concept în acest sens de a încerca și de a crea un academie de securitate cibernetică pe platforma UTM, și anume unde să putem obliga periodic toți funcționarii publici, toți angajații statului să treacă programatic, adică să se programeze mai multe cursuri, să treacă acest curs de igienă cibernetică. Și fiecare curs, evident, finalizează cu un anumit punctaj și cu un anumit, să numim așa, examen. Dar este la nivel de concert, la nivel de discuții, partenerii sunt absolut deschiși pentru a veni cu acest suport, inclusiv financiar, pentru a susține această inițiativă, fiindcă chiar fără ea nu putem să vorbim despre securitate. Ce sens are să creăm sisteme informaționale inteligente și sigure, platforme de găzduire și tot așa, iar dacă utilizatorii acestora, cetățenii inclusiv, nu au cultura aceasta de securitate cibernetică și neglijează elementar toate elementele de securitate în mediul online. Domn director, eu nu pot fi mai mult de acord cu dumneavoastră. Eu am văzut, nu știu, poate eu greșesc, dar eu am văzut programul educațional al instituției care se ocupă de recalificarea angajaților, da? Și am văzut că, dacă nu greșesc eu, 450 de oameni vor trece ceva conectat cu transformarea digitală, ceea ce este absolut infim pentru necesitățile zilei de astăzi. Uitați-vă că noi deja nu mai... Fiecare funcționar public se duce dimineața la lucru și îl deschide un calculator cu toate consecințele de aici. Și acele 2% care sunt destinate pentru reprofilarea, repregătirea,
Eu sunt absolut de acord că ele trebuie să fie obligatorii în fiecare an, mai ales că tipurile de atacuri cibernetice devin mai complexe, da? Devin mai dese, răufăcătorii sunt peste tot, da? Deci fără aceste elemente de securitate cibernetică mi se pare absolut, noi nu putem să mergem mai departe. Și dacă suntem tot aici, ca să trecem mai departe la business, domnul director, dați vă rog două, trei sugestii funcționarilor publici care ne ascultă sau ne vor asculta acum. Ce trebuie să facă ca să fie mai asigurați din punct de vedere cibernetic, anume funcționarii publici, nu știu, din primării, din ministeri, din agenții, de unde doriți dumneavoastră? Evident, aici foarte mult depinde nu doar de funcționare, depinde de conducere, că dacă se conștientizeze și se sensibilizeze importanța aceasta. STISC, și nu doar STISC, deja are publicate foarte multe materiale, foarte multe ghiduri care vine să ridice nivelul de securitate cibernetică, perceperea ce înseamnă securitate cibernetică, să poată înțelege cum corect să navigheze în internet, cum corect să utilizeze un sistem informațional. Dar acest lucru nu poate să fie făcut fără ca ei să vrea acest lucru. Deci, ca să înțelegem corect, foarte mult acest aspect depinde de primar, da? Haideți să spunem, dacă vorbim de o primărie, da? Pentru că dacă primarul nu înțelege cât de periculos este, da? Și care sunt acele mecanisme de luptă cu aceste pericole, da? Pericole există întotdeauna, noi ieșim din casă și ne putem scădem jos, ne rupem mâna așa cum am făcut-o eu la tenis, da? De exemplu, da? Dar riscul există, dar pentru asta există și elemente care să ne protejeze într-un fel de chestia asta. Și, exact. Deci depinde de leadership, da? Liderism, nu știu, instituțional, să spunem așa, da? Ok? Pentru că atâta timp cât conducerea va cere, va pune condiții să respecte cerințele minime de securitate, fiindcă este hotărâre de guvern încă din 2017 aprobată, prin care aprobă cerințele minime de securitate cibernetică. Câte autorități au implementat? Foarte puține. Câte, domnul director? Pe degetele numere. Și procentual atingem 5%. Probabil că da, probabil că nu. Mai multe le-au implementat, vă spun cine. A fost făcut un exercițiu de către Agenția Guvernului Electronic prin care s-a făcut audit de conformitate la acest recomandări, la ceea că de fapt reprezintă niște cerințe foarte clare care trebuie să le implementeze autoritățile. Sunt două tipuri de cerințe. Sunt pentru utilizatori, pentru care le implementează autoritățile simple, beneficiarea serviciilor electronice, și sunt cei care prestează aceste servicii electronice. Nu o să vină să credeți, este foarte mic nivelul de implementare acestora, fiindcă în cadrul autorităților nu există persoane tehnice, calificate, care să poată face acest lucru. Chiar să vorbim despre elementul când s-a aprobat hotărârea de guvern și concepția de securitate informațională, s-a dispus crearea certurilor departamentale. Prin hotărârea 482, prin care s-a creat certul guvernamental, inclusiv a pus în sarcină autorităților să creeze acest cer departamental. Ce reprezintă cer departamental? Reprezintă fie o persoană, fie o subdiviziune responsabilă în cadrul entității care să implementeze politicile de securitate, să raporteze centrul de răspuns la incidente și să fie în permanentă legătură pentru a preveni și a contracara un anumit atac cibernetic, dacă există. Da? Cu regret. Domn director, primul ce a spus dumneavoastră, liderismul, eu îl spun așa, liderism instituțional. Că nu-i politic, dar ești politic uneori. Pentru că, uitați-vă, dacă un ministru nu are grijă de instituția lui, fără a trage săgeți acum, sau un primar, e clar că secretarul de stat nu va atrage atenție suficientă la acest șef de departament și tot așa pe linii mai departe. Absolut. Mai departe, haideți să spunem, noi suntem funcționar public, eu sunt angajat în, nu știu, departamentul X a ministerului Y. Ce trebuie, reguli elementare, mă duc dimineața la serviciu, ce trebuie să fac eu din acest punct de vedere ca să mă asigur, 100% nu avem garanții, da? Trebuie să spunem chestia asta. Dar dacă facem niște elemente simple, noi suntem mult mai protejați dacă nu le-am face. Care sunt acele 1, 2, 3, domn director? Elementar. Să nu deblochez calculatorul uitându-mă pe foița de sub claviatură, parola. Să utilizez o parolă elementar sigură. Să utilizez un management de parole. Dar nu să... Ce înseamnă parolă elementară sigură? Care se conține ce obțin 8 caractere, utilizând simboale speciale, cifre, litere majuscule, evident, care să nu simbolizeze cum ar fi numele sau prenumele persoanei utilizatorului, care de fapt este cel mai banal lucru care persoanele rău intenționate, atacatorii, le folosesc în spargerea acestora. Parola. Deci, în primul rând, o parolă sigură. Domn director, la parole noi să revenim cu semnătura digitală. Știți că el vin tot cu o parolă, o să revenim la subiectul ăsta. Oamenii nu-și schimbă parolele.
Mulți dintre ei. Mai departe, parola și-a schimbat-o și-a pus parola de 8, complex și așa mai departe. Ce trebuie să mai facă? Evident, în procesul de verificare a corespondenței, de fapt, acela e primul lucru care se întâmplă când o persoană în mare parte vine la serviciu, verifică corespondența dacă nu au apărut elemente noi. Să atragă mare atenție la tot ce ține de e-mail-uri, să citească cu atenție acele e-mail-uri, să nu deschidă atașamentele care au suspiciuni, să fie atent la cele mențiuni care le-am menționat de phishing, să informeze în mijlocit persoana sau centrul de incidente despre acele e-mail-uri care au suspiciuni că sunt un spam sau care reprezintă un risc de sau și o vulnerabilitate. Domn director, eu cer scuze, dar eu aici am o întrebare mai... Uitați-vă, eu locuiesc într-o țară unde fiecare angajat guvernamental, nu contează de la primărie sau la centrul de asistență socială de la mine din sat, cum spun eu, sau ministru, e obligatoriu, fără niciun fel de excepție, că adresa lui de e-mail este corespunzătoare care și-o dacă văd că a venit de la poliție nu știu ce, eu știu că finalizează, cel puțin eu știu că finalizează cu poliție.ie. Apropo, acum sunt atacuri de phishing, ca să tragă codurile de la semnătură digitală, ca să se intre în conexiune cu mine, inclusiv și de la poliție, în numele poliției. Și noi avem o cultură, de exemplu, eu am făcut asta de două ori, eu fac print screen la toată chestia să-și trimit la poliție, că ei să înțeleagă de unde vin. Dar la noi, doar în Republica Moldova, și noi știm asta, domnul director, adresele de e-mail vin de unde doriți dumneavoastră. Absolut. Da, și atunci, și întrebarea mea este direct, de ce noi, pentru că asta din punct de vedere tehnic, eu am vorbit cu specialiști, asta nu este complicat. Ca toți, nu știu, ministru și toți din minister să aibă același, în primărie, dacă întrebăm acolo în general, e o problemă majoră. Cum pot fi, întrebarea este, cum pot fi sigur eu, că aceste e-mail, că dumneavoastră spuneți să nu-l deschidem dacă sunt suspiciuni. Dar mie admite că scrie primarul de la Măgdăcești. Ok, nu de la Măgdăcești, eu știu a doamnei Coșocaru, dar de la altă primărie. Și îmi spune, Victor, de unde știu eu că aceea nu este o adresă făcută intenționat de altcineva, dacă acolo nu scrie, nu știu, de la doamna Casian, strășeni.media, de exemplu. Și noi lucrăm cumva pe domeniul ăsta sau nu lucrăm? Ca fiecare angajat Republicii Moldova să aibă e-mail guvernamental de bază. De exemplu, în Estonia știți că toți le au. Absolut. De la naștere două guvernamentale, chiar dacă nu le ai de la instituție, eu am Victor Guzuni, este.ie și codul meu numeric personal este.ie. Noi avem asemenea inițiative sau nu? Este inițiativa de a crea, evident, e-mail cetățean. De fapt, acela să fie punctea de legătură dintre stat și cetățean. Unul din viziunile de bază, evident, fiind IDNP-ul, Aron, nu știu, să-l numesc acum, mail.media, care de fapt să reprezinte identitatea fiecărei persoane. Acest concept se regăsește pe agenda de dezvoltare a Agenției Guvernului Electronic împreună cu STIS, care suntem în proces de definire a unei viziuni clare cum acest lucru se va realiza. Dacă ne întoarcem puțin înapoi și ținem de funcționari publici, la moment, evident, este poșta guvernamentală care este asigurată obligator pentru toți funcționarii, pentru autorități publice centrale. Cu regret, nu avem acoperire la autorități publice locale. Dar chiar și aici, în cadrul autorității publice centrale, o parte din angajați nu utilizează poșta guvernamentală de genul GovMed, care este dată din serviciu și care reprezintă și se utilizează doar în interes de serviciu. Dar utilizează, cum ați menționat, Mail.ru, Yahoo sau mai rău, Yandex. Domn director, dar ce, nu avem niște protocoale de activitate în cazuri de genul ăsta? Mie mi se pare asta o... Nici nu știu cum să-i zic. Mi se pare asta o încălcare flagrantă a codului funcționarului public. De responsabilitatea conducătorului entității. Da, mai ales că noi suntem într-un context tare periculos din acest punct de vedere. Avem foarte multe discuții la acest subiect. Cu regret, în continuare, foarte multe informații circul pe mail-urile la presătorii din sectorul privat de psihotare, cum ați menționat, Mail.ru, Yahoo sau Yandex, de exemplu. Dar acest lucru îți face responsabil anume conducătorul acelei entități. Ignoră cerințele de recomandare, avem sesizări în această direcție, dar cu regret încă nu se face acțiuni foarte plauzibile pe acest lucru. Domn director, tot aici o întrebare care vin din întrebare. De exemplu, eu dacă primesc ceva de pe Mail.ru, ipotetic, eu nu mai primesc de mult. Dar de ce? De atacare are loc un fel de sortare preliminară și acolo vine cu tot felul de atenționări. Atențiune, atențiune, atențiune. La noi vin ceva de genul ăsta. Și apropo, ne puteți spune o
cam cât folosește cu, dacă dumneavoastră, nu știu, urmăriți chestia asta, din e-mail-uri necertificate, mai ales din afara țării, mai ales din țări care sunt... Dacă vorbim de funcționari, rata nu e atât de mare, dar e persist. E un fenomen care a intrat în sânge de ani de zile. La moment, noi ca prestatori de poștă electronică guvernamentală avem circa 60.000 de cutii poștale care sunt utilizate de funcționari. Dar, evident, o parte din ei, din momente de fie frică, fie de a se eschiva de la anumite consecințe, utilizează intenționat sau involuntar alți prestatori de servicii. Avem foarte multe discuții de a interveni aici și a restricționa. Sunt mai multe viziuni, urmează acest lucru să fie pus în discuție, dar din sectorul privat acest lucru este destul de complicat. Nu putem să blocăm. Tehnic, da, noi putem să blocăm orice situație, orice domen, orice sursă din care previne mail-ul. Dar imaginați-vă că noi blocăm, de exemplu, nu știu, Gmail-ul sau Mail.ru. Mulți petiționari care, conform codului administrativ, scriu o petiție în adresa unei entități, în cazul în care acesta este blocat, evident, are o consecință, are o consecință administrativă și juridică în spate. Și din acest considerent avem aceste deficiențe și probleme de a bloca sau a restricționa în general accesul în poștă guvernamentală. Dar aceasta este prima sursă, de fapt, și cea mai mare vulnerabilitate în autorități. Fiindcă pe acolo, de fapt, are schimbul de informații cel mai mult, inclusiv scurgere de date. Da, da, da. Domnul director, da. Dacă suntem aici, nu vorbim de blocare. Blocarea trebuie să fie întotdeauna ultima, da? Da. Adică ca operația la chirurg. Dar o atenționare de bază. Că, atenție, pentru că dumneavoastră am spus de fapt că noi deschidem dimineața corespondența, am pus parola aceea complicată deja și noi trebuie cumva să fim atenți, dar ceva să fie o atenționare suplimentară, pentru că imaginați-vă că dumneavoastră sunteți primar sau eu, da, și dimineața venim și acolo 50 de mesaje, da? Și dacă în 50 de mesaje noi încercăm să vedem, dar asta oare, haideți să vedem gradul de control, dacă el corespunde nu știu ce, dar asta într-adevăr e domnul Gheorghe Panta sau Victor Guzun sau nu. Dar o atenționare suplimentară, cel puțin dacă vin de pe niște site-uri de unde știm că cel mai des au avut loc incidente, eu cred că ar ajuta mult. Poate ceva de genul ăsta de făcut, domnule. Evident, acest lucru este implementat în câteva nivele. Avem sistemul de securitate a poștei electronice, care de fapt, am să menționez, chiar filtrează și aplică reguli de filtrare și blocare a mail-urilor care au, în primul rând, conținut malițios, care se bucură de o reputație scăzută, iar cele care au un scor ridicat la partea citării de spam sau de o încredere mai mică, evident, este modificat subiectul la mesaj și este pus în prefix cuvântul spam, ca utilizatorul să fie atenționat despre faptul că atrage, te rog, atenție la conținutul acestui mesaj. Totodată, cei care utilizează poșta guvernamentală din interfața web, în momentul în care parvine un mesaj din afara rețelei guvernamentale, este un mesaj informativ cu portocaliu, atenție, este un mesaj din exteriorul poștei guvernamentale. Și evident, utilizatorul este sensibilizat și atenționat despre acest lucru. Acest lucru nu putem să-l facem cu regret pe partea cetățenii de alți clienți, cum ar fi Outlook-ul sau alți open source, fiindcă deja asta reprezintă o implementare specifică la acest aspect. Domn director, deci noi avem timpul, uitați-vă că deja mai avem încă 20 minute, așa de rapid trece, discuția super interesantă. Deci noi am spus două elemente de bază, nici măcar nu întrebăm mai departe, da? Noi am spus, sau trei elemente am spus. Am spus da. Că, unu, toți trebuie să treacă obligatoriu, toți funcționarii publici, în mod special, pentru că de aici vine vulnerabilitatea masivă, da? Aceste cursuri permanente, anuale, nu odată la 5 ani, ci anuale și permanente și autentificate, da? Adică cursuri care... să aibă acel element, pentru că probabil trebuie să fie dezvoltate în conexiune cu dumneavoastră. Exact. Doi, să-și pună parole corespunzătoare și se asigure că când deschide corespondența, ce deschide corespunde în baza la niște criterii care le-a spus. Suntem om de afaceri. Ne-au atacat baze de date, ne-au furat baza de date și vor recompensă pentru asta. Ce fac ei? În primul rând, evident, asta este un atac care în ultimii ani tot progresează și evident persoanele rău intenționate utilizează această vulnerabilitate, în primul rând, a persoanelor și infectează sistemele, atât călătorii, cu un virus de tip ransom care criptează. Într-adevăr, acesta este un proces practic ireversibil dacă nu ai cheile de acces.
Foarte mult, evident, încă percep faptul că când sunt atacați, este o rușine de a spune cuiva, într-un mod că să nu știe nimeni, achită ce au de achitat, numai ca să nu fie cunoscut lucru. Absolut este greșit. Domn director, dar poate acolo e altă problemă. Dar poate dacă, nu știu, instituția vede care au fost tranzacțiile, poate el cade sub incidența altor probleme. Așa tot poate fi, nu? Evident, evident. De ce? Că o parte din ei aleg să tacă și să nu se ridice foarte multe vale. Păi că asta nu este doar rușine, asta este și o frică. O frică, anume frică. Și aceasta este prima greșeală care o produc. Cu certitudine trebuie de sesizat atât centru, dacă vorbim de autorități publice, să sesizeze centrul guvernamental de reacție la incidente, cât să sesizeze organele de drept, mă refer aici la poliție, anume pentru a documenta acest caz. Fiindcă fără documenta, fără a porni un caz de urmărire în acest sens, atacătorii în primul rând rămân nepenalizați și în continuare își desfășoară această activitate, când o persoană, când alta să devină victima la aceste atacuri. Deci, practic, dacă eu am dat bani, mi-a atacat site-ul meu sau baza de date, nu știu, contabilă, da? Da. Companiei, și am plătit odată, riscul că ei vor intra și a doua ori vor face este practic iminent. Exact. Eu o să vadă că este dispus să achite, sunt vulnerabil, nu au alturat vulnerabilitățile și exact peste câteva zile poate devină iară de nou victima la astfel de atacuri. Și nici că acum nu-i s-a legat despre acest lucru. Istoria cunoaște foarte multe cazuri de acest dat. Inclusiv poliția foarte multe cazuri a documentat. O comunitate întreagă, de fapt, fac sharing de această informație pentru a ajuta cei care au fost infectați. Dacă deja a fost o aplicație deja prin care s-a găsit cheile de acces la ea ca să poată decripta, să poată beneficia de acest lucru. Informația este foarte multă, noi evident ne împărtășim cu această experiență și sugerăm acest lucru. Dar este un lucru foarte important, că odată ce atacătorul face astfel de atacuri, el o face nu doar o singură persoană, o face la 10, 20, 50. Și mai devreme sau mai târziu, cheile de acces la acest lucru oricum se găsesc. Dar pe această perioadă, evident... Ce scuze, explicați un pic ce ați avut în vedere, găsesc cheile de acces? Orice virus de tip ransom, care vine de fapt să cripteze, cu un algoritm foarte avansat de criptare pe calculator, aceea informație, aceea bază de date, de contabilitate, cum ați menționat, evident, cheile de criptare se păstrează pe un server la răufăcător. Și mai devreme sau mai târziu, într-un proces de investigație, acel server este identificat, este ridicat și cheile de acces sunt făcute publice. Deci, ei nu pot șteargă până la urmă și până la urmă cumva, oricum, specialiștii dumneavoastră sau cei care lucrați vor da de ei. Deci șansele, ideea care este, șansele, că dacă vă adresați la STISC, raportați și documentați cazul ca, nu știu, să fie găsit și în mod special în viitor să evităm problema, sunt mult mai mari dacă n-ați face acest lucru. Cu cât mai mult se adresează, cu cât mai multe lucruri se documentează, șansa ca aceste lucruri să finalizeze sau cel puțin să nu mai merească cineva în acest lucru este mai mare. Fiindcă, cum am menționat, cât mai mult se adresează, cu atât mai mult crește gradul de a putea identifica acei răfăcători și a identifica cheile de acces la aceste criptări. Și într-o propoziție, un apel către oamenii de afaceri care eventual sunt sau vor fi supuși, spuneți într-o propoziție ce trebuie să facă ei. Sau unii să apeleze, unii să scrie, la ce adresă, la ce telefon. Când vorbim de mediul de afaceri, noi evident venim doar cu partea consultativă. Da, și se adresează la STISC, fie raportează pe info@cert.gov.md, unii de fapt reprezintă centrul nostru de răspundere la incidente și evident trebuie să sesizeze IGP-ul pentru a documenta acest caz, fiindcă ei sunt cei care de fapt investigează și merg în urmărire penală sau deja dacă e cazul contravențională pentru identificare și sancționare a răufăcătorilor. În cazul în care acest lucru se mașmulează, evident lucrurile date rămân în continuare, rămân în taină și ele nu duc la o finalitate. Iar achitarea, de fapt, da, soluționează pe un termen scurt problema, dar evident acest lucru nu garantează. Dar un lucru foarte important la acest lucru, pentru a preveni acele cazuri, că ele pot să se întâmple, asigurați că specialiștii IT asigură efectuarea copiilor de rezervă. Nu există alt mecanism decât a avea copii de rezervă periodice, cât evident, cât mai recent, mai des făcute, cu atât mai bine, într-un alt mediu unde accesul este mult mai restricționat și se accesează doar la necesitate.
Domn director, dar dumneavoastră recomandați să le facă, nu știu, servere separate sau în cloud? Care este recomandarea dumneavoastră? Evident, recomandarea să reutilizeze anumite infrastructuri, că este în primul rând mai puțin costisitor, fiindcă punând alături servere în acea instituție, de acea companie privată, da? Evident, în primul rând, cresc costurile pentru a asigura acest server, pentru mentenanță. Și care este garanția? Dacă un server nu a avut capacitatea să-l protejeze, care este garanția că și a doilea server a să asigură un nivel de protecție ridicat? De aceea, adică, se recomandă ca toate copiile de rezervă să fie făcute într-un alt mediu, la un alt prestator, care asigură un nivel de încredere și de securitate mai înalt. Și în cloud? Exact, în cloud, adică prestatorii de servicii cloud. Da, am înțeles. Ok. Da. Domn director, și a treia dimensiune. Eu sunt Victor Guzun. Da, eu nu sunt nici măcar om de afaceri și noi avem în Estonia subiecte de genul ăsta foarte mult. Și sunt absolut de acord cu dumneavoastră, pentru că ei de fapt contactează mii de oameni și într-o mii de oameni probabil 2% sau 1% vor răspunde, din care 0,1% și 1% vor da codurile de parolă de intrare și intre în bancă și așa mai departe, ei sunt super happy. Și ei sunt mulți. De chiar ne uitam, ieri mă uitam, pentru că în Ucraina o rețea a făcut o rețea criminală, 18 call centre, în care lucrau 400 de oameni și pe total au trecut vreo 5.000 de oameni prin sistemul ăsta și ei de dimineață până seara făceau acest lucru. Și acum sunt în perioadă de investigație. Sunt o persoană privată, mă atac cineva din punctul ăsta de vedere, cum trebuie să mă comport și dacă eventual la cine trebuie să mă adresez. Tot la poliție, tot același mecanism sau este altceva? Același mecanism, anume cu partea de infractori, de fapt, astea ca subicități de fraude bancare, când vorbim de folosirea mecanismului de social engineering pentru a obține acces la datele bancare, este absolut doar în competența poliției, adică au o subziune separată care se ocupă cu acest lucru și ei, evident, duc evidența. Mai mult, eu am spus la acele exemplu care l-ați menționat din Ucraina. Cu certitudine vă afirm că aceste cazuri au fost înregistrate și în Republica Moldova, anume ca urmare a acelei organizații care are loc sau format în această perioadă complicată în Ucraina. Și mai mult ca atât, face practic imposibilă procedura de investigație, fiindcă au fost înregistrate cazuri la noi și am dat un simplu exemplu care, dacă oamenii s-au ciocnit să știe cum să gestioneze, cineva a publicat pe Facebook sau pe 3D9 un anunț de genul că vinde un anumit produs, evident persoanele deja știind specificul pieței noastre, urmărește aceste produse, analizează profilul persoanei care a publicat, republică acest lucru pe un alt site de phishing, prin care telefonează utilizând numere moldovenești. Adică el practic preiau mesajul, absolut, îl replică 100%, nici nu-și dai seama că e altul. Exact. Și sună și spune că uite, eu pot fie să-ți vând, fie să-ți procur, dar pentru asta te rog să-mi confirmi că tu ești de încredere, te rog transmite datele bancare și în acest gen persoana devine victima și absolut în controlul de plin acestor persoane. Aceste persoane au evident un specific și o instruire specială psihologică pentru a putea duce această discuție astfel încât să pară că ar fi una foarte inteligentă și să fie destul de convingătoare. Și vă asigur că au fost, discutam cu colegii de la MAI, erau deja acum vreo jumătate de lună urmă, erau înregistrate anume pe cazurile din Ucraina, peste 200 de cazuri similare, dar din cauza situației de război nu au cum să desfășoare activități de investigații și anume percheziții și depăsări acolo, anume în cont de restricțiile care sunt. Și domn director, astea sunt 200 de cazuri care sunt înregistrate și raportate. Că dacă ne referim la faptul câți oameni n-au raportat, eu mă tem să mă gândesc câți oameni au fost victime. Domn director, foarte puțin timp avem. Wow. Mersi tare mult. Eu cred că e super util. Domn director, unde suntem noi cu Mobisign-ul? Wow, cu Mobisign-ul, într-adevăr. Eu explic de ce. Noi întrebăm pe toți, pentru că toți care discută unde suntem noi, pentru că este clar că noi rata de acoperire cu semnătură digitală și autentificare nu este ce care trebuie. Exact. Nu putem și noi, el nu va fi care trebuie dacă noi nu venim cu un mecanism nou care se află în telefon. Mobisign este o aplicație pe care o folosesc eu, apropo, de vreo 5 ani, 4-5 ani deja. Se folosește majoritatea în telefon și nu contează unde mă aflu, gratuit, eu pot să am acces la oricare soluție digitale. Domnul vicepremier a spus că este, domnul Iașan a spus că este, doamna Tumuruc a spus că este. Noi știm că se află în certificare de către SIS când
noi îl avem. Și aici vă rog foarte mult să ne spuneți cât de cât orientativ, dar știți de ce? Pentru că, de ce eu întreb chestia asta? Pentru că s-a anunțat când mai va fi gata și va fi lansat. După asta în iunie și după asta în, și suntem în septembrie. Eu cred că, realist vorbind, noi discutăm și cu SIS subiectul ăsta, dar realist vorbind, când Mobisign va fi lansat? Probabil deja și domnul vicepremier și ceilalți colegi v-au informat că de fapt aplicația a fost gata încă din luna aprilie, din punct de vedere tehnic. Aprilie e gata tehnologic. Tehnologic. Din punct de vedere tehnologic, din punct de vedere algoritmilor criptografici, absolut aici nu există niciun dubiu că se utilizează un algoritm destul de avansat, care asigură un nivel de încredere destul de mare, iar ținând cont de prevederi legale, de cadru normativ, asta de fapt într-adevăr este un obstacol. Suntem într-un proces foarte amplă de discuții, atât cu organul competent, cum ați menționat, cu Serviciul de Mai Securitate, cât și cu partenerii din Uniunea Europeană, anume pentru a depăși această barieră. Domn director, ca să fie clar, deci soluția tehnică dezvoltată. Da. Unii funcționari mi-au spus că în regim de testare o au în telefonul lor deja. De ce? Pentru că este super important de menționat că dacă ai una din semnăturile digitale, nu știu, tokenul STISC sau Mobile ID sau ASP, apropo ASP, am primit chiar un răspuns zilele trecute că nu mai sunt EID-uri valabile în acest moment, astăzi discutăm. Da. Deci ele migrează automat, nici măcar nu trebuie să mergi la, nu știu, la centru multifuncțional și așa mai departe. Și acum imaginați-vă că dacă noi aveam acum 1 milion de EID-uri, migrarea în Mobisign era automat. Dar care este problema tehnologică sau audit internațional sau certificare tehnică? Sau care este de fapt o percepere greșită după noi și absolut foarte bine argumentată și o explic în ce constă. La momentul în vigoare este legea 91, care de fapt a fost ca urmare transpunii directivei europene 93, care cu regret într-adevăr deja este una abrogată, dar noi am rămas în restanțe, ghidându-ne încă de ea. Recent a fost aprobată legea 124, care transpune regulamentul de identitate electronică și a serviciilor de încredere. Legea nouă intră în vigoare la 1 ianuarie, iar legea 91, evident, urmează să fie abrogată începând cu 31 decembrie. Colegii și organul competent, bazându-se pe legea 124, care transpune regulamentul 910, au introdus în regulile de certificare niște condiții de certificare internațională pentru aceste produse de tip Mobisign, care de fapt face practic la etapa asta încă imposibil procedura de certificare. Vă spun de ce. Este o singură companie în Uniunea Europeană care are astfel de abilități și sunt în general doar 6 auditori care pot să facă astfel de certificări. Și doar aceste 6 împreună poate să întrunească toate condițiile. Dar contractarea și procedura de audit durează circa 6 luni de zile. Și acum suntem într-un proces. Agenția electronică urmează să declanșeze procedura de contractare a companiei care să aibă loc procedura de certificare. Noi nu, ea nu a fost contractată. Nu, este în proces, fiindcă este una destul de costisitoare, au fost probleme ce ține de partea de bugetare, din câte discuții care le-am avut, au fost identificate mijloacele și urmează să fie făcută procedura de achiziție. E o procedură nevoioasă care durează circa 2 luni, plus partea de certificare. Între timp, chiar ieri am avut o discuție cu domnul vicepremier Turcanu, cu doamna Tomuruc, prin care să lansăm Mobisign-ul într-un proces pilot pentru autoritățile publice, anume ca cetățenii să-și poată interacționa cu autorități publice în modul care este, ca o etapă de tranziție. Și probabil în săptămânile următoare vom veni cu un proiect de hotărâre de guvern în acest sens, care ne va permite să declanșăm într-un regim pilot această soluție. Și sperăm ca aceasta să fie startul, ca să arătăm că într-adevăr acest instrument, așa apropo, instrument, nu serviciu, nu altceva, instrument de guvernanță, este unul util și care vine să ajute cetățenii să poată beneficia de serviciile electronice publice. Deci, practic, să deprindem oamenii, foarte simplu vorbind, da, este așa o modalitate, da? Desigur, până la certificarea ei, noi nu vom putea vota online, nu știu acolo, lua credit bancar și așa mai departe. Câteva lucruri care vor fi foarte bine controlate în acea hotărâre de guvern, ca să putem, ca exemplu, serviciile fiscale și serviciile electric CNAS. Adică unii se limitează aplicabilitatea. Domn director, calendaristic vorbind, acum procedură, pentru că mi se pare acest răspuns foarte sincer, decât spunem de fiecare dată luna viitoare, acuși, creează
așteptare fără rezultat, da? Deci două luni de zile în acest moment, admitem că azi dimineața are loc procedura corespunzătoare, e procedura de achiziții, plus 6 luni certificare, plus... Deci... Și după care deja procedurile tehnice de organizare... Deci un an de zile. Ok, aș spune 9, dacă să luăm așa, ar trebui să fie suficiente... 9 luni, ar trebui să fie suficiente. Mersi tare mult. Domn director, mai avem 5 minute. Wow. Încercăm, vedeți cât de rapid, noi vorbeam la început că o să treacă foarte rapid. Noi știm că avem, adică eu știu că avem, nu știu, asistență majoră străină în acest moment, anume tot ce înseamnă securitate cibernetică. Noi știm că se lucrează la protocol, la modalitate de coordonare, pentru că, de exemplu, majoritatea statelor este foarte clar. Cine răspunde de ce? Da. Mai departe, modalitatea de comunicare. De exemplu, pentru mine e super important ca instituția dumneavoastră, sau cea responsabilă de securitate cibernetică, să comunice cu oamenii, să ne spună că să n-ascundă, pentru că ascunsul informații deja naște un fel de neîncredere. Sunt foarte multe elemente ținute de încredere aici. Și știm că se lucrează acum. Spuneți-ne, vă rog, un pic despre protocolul, despre ce faceți cu domeniul ăsta, la cine așteptăm, care e finalitatea acestui mecanism. Vom avea un mecanism național de coordonare, vom avea un protocol foarte clar pentru toți. Și eu tare vreau să cred că după tot acest proces sau în cadrul acestui proces, atenție pentru securitate cibernetică. Pentru noi deja suntem toți acolo, cu copiii, cu sănătatea, cu business-ul, cu banii, cu ce vreți dumneavoastră. Dar noi cumva, știți cum, noi suntem deja acolo, am sărit în apă, dar noi avem instrumente specifice ca să ne salvăm în caz de se întâmplă. Dar riscuri acolo sunt tare mulți. Rechinii prin acel ocean sunt tare mulți. Ce faceți? Care sunt planul de viitor? Și după asta să fie închidere. Da. Ceea ce ne-am propus, de fapt, cu acest proiect care l-ați menționat, de fapt, proiectul se numește EU Rapid Assistance pentru ridicarea nivelului de reziliență a Republicii Moldova. De fapt, noi în acest proiect avem un rol de secretariat, nici ca cum, ca beneficiar final la tot procesul dat. Beneficiar final sunt toate autoritățile publice, statul, inclusiv și sectorul privat, care vor putea beneficia de acele rezultate în final. Fiindcă noi avem foarte mare restanță pe segmentul și ținii de securitate. Domnul director, recomandările acestui EU Rapid Assistance deja vor trece dincolo de doar de area dumneavoastră de responsabilitate. Absolut. El vine, de fapt, are misiunea de bază, este definirea unui nou model de guvernanță a securității cibernetice. Vine să traseze foarte clar care sunt competențele la fiecare instituție, atribuțiile și sarcinile. Vine să definească care este infrastructura critică IT la etapa dată, vine să definească care sunt clasifice datele și să răspundă la întrebarea cât de critic este un sistem informațional. Poate acest sistem informațional să fie disponibil 99% sau poate fi disponibil doar 70%, să zicem așa. Poate fi plasat acest într-un mediu cloud public sau poate fi doar într-un mediu izolat, securizat, cu anumite restricții. Acest lucru, de fapt, în momentul de față nu există în Republica Moldova, este o restanță extrem de mare. Totodată ce ne-am propus să venim cu niște elemente cheie în ceea ce ține de ciclu de viață software pe elementele de securitate cibernetică. Nu există un cadru foarte bine definit să vină să explice: uite, vreau să dezvolt un sistem informațional, o platformă, ce trebuie să întreprind, de ce trebuie să mă ghidez, care sunt cerințele pentru acesta, de la momentul proiectării, dezvoltării, implementării, utilizării și scoaterea din uz. Aceasta deci, practic, protocolul de formare a unui serviciu public, eu înțeleg perfect despre ce discutați dumneavoastră, inclusiv din punct de vedere, și noi putem să discutăm aici o săptămână despre user experience, dar este absolut clar că dacă mi-apare mie din punct de vedere guvernamental, da? cel puțin guvernamental, da. Și așa mă refer la toți, deci ele trebuie să corespundă la o serie de elemente. Tu nu poți face pur și simplu o soluție de dragul doleanței de a face soluții. Continuați, vă rog, domn director. Absolut. Totodată ce venim cu identificarea, în primul rând, clasificarea și implementarea cerințelor pentru infrastructurile critice. Fiindcă la moment, zicem infrastructură critică, de exemplu, operatorii telefonii mobilă, dar de fapt nu este un control clar. Au implementat acele cerințe, urmează acele recomandări, raportează în modul definit, nu există. Și cel mai important este acel centru național de răspuns la incidente. Fiindcă acest centru reprezintă de fapt puntea de legătură dintre sectorul privat, sectorul guvernamental. Și acest lucru trebuie să se întâmple foarte bine, transparent și care toți să aibă încredere în acest punct. Fără acest lucru nu avem un mecanism foarte dirijabil și de coordonare activităților.
la moment cum se întâmplă? Pe inerție. Este incident, am sunat la STIS, am sunat la SIS, am sunat la poliție și cumva încercăm să depănăm lucrurile. Când asta dacă știi unde sunt, domnule. Da. În cazul în care nu știi, evident, lucrurile sunt în blocaj și se începe de la zero. Și sunt multe, multe alte acțiuni planificate în acest proiect, anume încă o sarcină foarte importantă și primordială de a sincroniza toată asistența externă și a o alinia segmentul de securitate cibernetică în acest plan. Fiindcă planul, că proiectul care e Rapid Assistance, e mai mult organizatoric, legal, ca proceduri. Iar celelalte parteneri de dezvoltare să se poată ancora în acest proces, să ne putem alinia, să nu avem dublări de acțiuni și să aducem anume acel rezultat care are nevoie statul. Deci, practic, un master plan clar în care se regăsesc toate instituțiile, așa cum se dezvoltă strategia transformării digitală, care să nu fie doar responsabilitatea STIS-ului, nici pe departe. Absolut. Responsabilitatea tuturor. Și aici noi putem iară să discutăm, dar este clar că noi nu suntem gata în Republica Moldova pentru acest lucru, să preluăm, de exemplu, sistemul estonian, în care fiecare instituție specializată este responsabilă de gestionarea, inclusiv bazelor de dati și securității cibernetice, și doar X-Road, într-un fel, asigură această conexiune foarte securizată. Dar noi nu suntem gata. Eu tot sunt de acord cu dumneavoastră, pentru că dacă dăm acum responsabilitatea unei primării, să nu spunem una dintre ele, este clar că acolo nu va fi sigur. Pentru că n-au oameni, n-au pregătire, n-au înțelegere, n-au înțelegerea riscurilor și așa mai departe. Domnul director, noi finalizăm final de discuție. Categoric noi o să dorim să vă invităm la discuțiile noastre viitoare. Este super important acest aspect. Și dacă vom avea, nu știu, un eveniment mai major pe domeniul corespunzător sau o conferință corespunzătoare sau produsul corespunzător de care discutăm cu EU Rapid Assistance va fi preliminar gata sau poate împreună cu, nu știu, experții aceste misiuni, noi sunteți în rol de coordonator și secretariat național în acest domeniu, categoric vrem să mai invităm. Pe final, dacă vreți să transmiteți un mesaj oricui sau poate, domnul director, vreți să transmiteți o invitație spre cooperare cuiva, nu știu, din domeniul privat, guvernamental și așa mai departe. Dumneavoastră, da, sunteți responsabil, instituția dumneavoastră, de elementele guvernamentale, dar este clar deja că nu poți să dezvolți o securitate cibernetică clară fără cooperare cu celelalte instituții. Telcos, bănci, instituții educaționale, apropo, dumneavoastră ați vorbit din Universitatea Tehnică, dar asta nu este doar una dintre ele. Da? De exemplu, profesorii, noi vorbeam cu colegii de la CNIDE, de la Creangă, profesorii trebuie să aibă acele elemente de bază de securitate cibernetică ca să preia post factum la elevii săi și la studenții săi. Pentru că altfel noi... în gândire, în modul de exprimare în general. Noi pregătim specialiști pe oricare domeniu, dar acum nu este un domeniu, nu folosești calculator, care nu știu ce înseamnă securitate cibernetică. Mi se pare asta super grav. Un mesaj generalizat și după care finalizăm discuția, domn director. Da. În primul rând, evident, ce ați menționat cu operatorii naționali, operatorii mari naționali de comunicații electronice, cum ar fi Orange, Moncel, Montelecom, evident, noi avem o colaborare foarte strânsă și în continuare stabilim parteneriate atât cu cei din țară, cât și psihotare. Chiar și ieri am avut o discuție cu câțiva parteneri din România prin care încercăm să stabilim niște acorduri de colaborare în schimbul de informații și anume ce ține de contracarare și preocupare, adică acțiuni preventive ce ține de, și sensibilizarea acțiunilor împotriva amenințărilor cibernetice. Evident, nu trebuie să fim, în primul rând, să tolerăm în primul rând acele atacuri și acele amenințări, să le neglijăm, că altfel devenim victimă și evident, în final, cine ar suferi, tot noi o să avem cei care o să suferim. Iar partea ce ține de educare este un element foarte important și care trebuie inserat încă din partea educațională, încă de la preșcolară probabil, care, cum ați menționat, de la profesori, care acest lucru să fie transmis într-un mod automat către elevi, către studenți, ca acest lucru să fie perceput din start. Fiindcă, de altfel, evident, ne riscăm să devenim victime la diferite atacuri și diferite acțiuni. Dumneavoastră foarte corect ați spus, la preșcolar. Eu, pur și simplu, eu am un copil care merge în clasa 1, el are avut ieri o oră digitală. În fiecare săptămână are ore digitală și fiți atenți, acolo nu învață Word sau Norton Commanda sau nu știu ce. Ore digitală. Clasa 1, la 7 ani. Dar de fapt, prima interacțiune cu tot ce înseamnă digital, eu am avut-o cu copilul meu când el avea 3 ani la grădiniță. Au chemat părinții ca să ne explice împreună cu ei care sunt regulile conduite, ce înseamnă să facem family link,
ce înseamnă să nu reacționezi la niște chestii care pot avea, nu știu, să filtrezi careva informații. Deci preșcolar, ne spunem digital nativ, noi suntem deja în secol digital. Noi nu înțelegem cât de grav asta ne poate afecta pe noi și ne afectează. Asta e foarte, foarte important și părinții se conștientizează, fiindcă cele mai mari victime, cu cele mai mari consecințe sunt copiii, fiindcă de fapt iau un impact și un rezultat, în primul rând, emoțional, psihologic. Fiindcă ei sunt primii care, de fapt, încep a cunoaște lucrurile, încep a studia internetul, încep a studia telefonul. Aduceți-vă aminte fenomenul de balena albastră, când societatea nu era gata de așa ceva. A fost un fenomen care rapid a pătruns, a avut consecință, ok, s-a gestionat destul de bine această situație, dar au fost real foarte multe consecințe, cu regret. Și de ce? Dacă părinții o să fie dureros. Domnul director, vă mulțumesc foarte mult. Prieteni, vă amintesc că noi am discutat astăzi cu domnul Gheorghe Pantaz, directorul STISC, Serviciul Tehnologiei Informației și Securitate Cibernetică. După mine a fost o discuție super interesantă. Vă reamintesc că am discutat în cooperare cu Agenția de Guvernare Electronic Privesc.eu și vă invităm, domnule director, la alte discuții tematice. Vă dăm întâlnire vinerea viitoare la ore 10 tradițional. Vom avea o temă super interesantă. Eu deja știu cine este invitatul. Care vă afectează pe fiecare dintre dumneavoastră. Ca de fapt toate cele patru discuții care le-am avut până acum. Pentru că transformarea digitală nu mai este o chestie din nișă. Transformarea digitală e ceva care vă afectează în mod direct fiecare dintre dumneavoastră. Și aceasta este doar început. Un an în urmă, domnul director, finalizez aici. Secretarul General Adjunct al ONU a făcut o declarație că adictele viitoarea diviziunii digitale, diviziune masivă globală va fi cea digitală. Iar acum, înainte de sesiunea Națiunilor Unite, secretarul general ONU deja a spus că noi deja nu, asta nu e viitoare. Deja diviziunea digitală e ca Grand Canyon din SUA și acele state, acei cetățeni, acele societăți care se vor acorda la realitățile zilei de astăzi vor fi pe o parte a canionului și cei care nu vor face acest lucru vor fi dincolo. Este alegerea noastră. De asta noi și discutăm împreună cu echipa noastră IPRE, împreună cu AG, împreună cu dumneavoastră, împreună cu Privesc Eu, ca să aducem cât mai multe informații calitative și din prima sursă despre tot ce înseamnă transformare digitală. Și noi finalizăm întotdeauna, domnul director, spunând că Moldova va fi digitală, exact. Dar e nevoie de contribuția fiecare dintre noi. Absolut. Sănătate, la mulți ani, mersi tare mult, domn director, și o zi și o sfârșit de săptămână tuturor cât mai bun. La revedere! La revedere!